Sunt bine, deși mă alimentez de 5 zile prin perfuzii. Din 24 de ore, 22 sigur le dorm. Așa își începe Nora Kifor prima postare de după transplant. Procedura a avut loc pe 28 februarie, iar pacienta recunoaște că a fost punctul culminant al tuturor rugăciunilor, al tratamentului, al speranțelor sale. 15 minute, atât a durat. Între timp a aflat și unele detalii despre persoana care i-a oferit o nouă șansă la viață. Donatoarea este din Germania, are 43 de ani, iar celulele stem care au ajuns la mine puteau fi prelevate din sângele acesteia printr-o filtrare extrem de complexă, însă s-a preferat extragerea din creasta iliacă, fiind și mai rapid, dar și mai sigur. Acest fapt a ajutat la reducerea timpilor extrem de scurți pentru transplant, astfel încât celulele să ajungă în cea mai bună condiție din Germania cu elicopterul până la spitalul în care sunt internată. Nora mai spune cât îi este de recunoscătoare donatoarei, dă detalii despre starea organismului ei, care se află într-o etapă în care nu are niciun fel de apărare împotriva virusilor. Vorbește și despre faptul că îi se administrează morfină, de care are nevoie pentru a face față durerilor tractului digestiv. Nora amintește și faptul că primele 100 de zile după transplant sunt critice și se va putea deplasa foarte puțin. Reghineanca își încheie postarea optimist, manifestându-și nerăbdarea de a ieși afară și de a se bucura de orașul în care se află. Totodată, Nora le mulțumește sutelor de persoane care i-au transmis mesaje cu ocazia zilei de naștere. Medicul stomatolog originar din Reghin a împlinit 34 de ani pe data de 10 martie.